Salutare, gașcă! Salut, salut! Iată-ne astăzi la un nou vlog. Bineînțeles, marca Viața în Canada. Sigur. Astăzi vom face un vlog așa mai deosebit. Vom merge la un festival și anume Festivalul Costiții. Ribfest. Se organizează fiecare an la Montreal. Vin diferiți cei mai tari producători de costițe din America. Din America din nou. Bine, nu numai de costițe, ci tot felul de. Vedem ce găsim acolo, nu? Da. Dar așa noi știm că e bun. Azi toată ziua am ținut post negru. Că știm că trebuie să gustăm așa un pic din fiecare. Așa că haideți cu noi să haideți vedem ce noi bunătăți găsim hai, acolo. Hai, repede. Haideți. Și am ajuns, dragilor. Haideți că ne-am învârtit 5 minute pentru o parcare. Au închis ăștia tot pe aici în zbor. Au izolat. Aici sunt parcări, dar nu știu cum să ajung. Da, au zis acolo. Dar, wow, stai închis. Da. Ne verifică. Credeam că dacă suntem în aer liber, e ok, frate. Ce e asta? Ne verifică, ne... Stai, că trebuie să-mi pun și mască. Nu trebuie să pui mască. Ținem. Enjoy the ribs. Thank you very much. Watch your head, sir. Come in. Thank you. Bă, dar știi că nu e multă lume. Poate de alți ani, da, chiar e bine, e și vineri după amiază. Poate mulți n-au ieșit de la servici. Astăzi a început, practic, festivalul, că ține până pe 18. Serios? Da. Ia uitați, aici mai avem diferite churros, nu? Uite aici chipsuri făcute din cartofi. Cred că de-abia s-au instalat. Da, de-abia azi e prima zi. Nu știm la ce oră au venit. De-abia au ajuns, să spun eu, că de-abia au ajuns și de asta e așa de gol. De obicei sunt spectacole aici. Dar chestia știi care e? Nu sunt mese. Că nu sunt mese. Asta este COVID. Pandemie. Da. Ce o să facem? Ne orientăm. Deci, aici sunt trei, văd. Dinozaur, Vot Royal și Barbecue, Fat Boys Barbecue. Hai să vedem cine a câștigat Best Chicken, deci locul 1 Best Chicken. Okay. Vezi? Toate astea. În 2019 a fost locul 1 și în 2018. Uite cât arată cel mai bun 2018. Da, 2018. Deci 2018 probabil cu coronavirus nu prea s-o mai ținut, așa că... Așa e. $3? Would you guys like to buy a drink? No, you're not too hot. Not yet. Deci, unii rândul cel mai mare ne așezăm și noi, uite aici. Cred. Dar din păcate n-avem unde să mâncăm. Am văzut undeva o masă sau două în parc. Am putea să încercăm să găsim acolo, să mâncăm acolo. Dacă nu... Sau dacă nu, efectiv... Mergem, că fetele au rămas acasă, da, și, efectiv, și mâncăm cu ele. Luăm ceva și mâncăm acasă. Vă zic ce mirosuri sunt aici. Da, mirosurile sunt criminale. N-avem nici un butonaj.
După cum v-a zis și Mihaela, noi am ținut azi toată ziua post, mai mult post negru. Da, că știam că venim aici și am zis că să nu facem exces. Bătaie de joc de caloriile voastre. Noi n-am mai mâncat aproximativ, cred, de cât timp? De vreo două luni. Două luni n-am mai mâncat carne de porc. Carne roșie, în general, n-am carne roșie, da. Dar azi, de dragul vostru, de dragul vostru, așa, o să facem o excepție. Și o să vă arătăm exact cât costă, prețuri și numai să ajungem mai aproape. O să vedeți acolo, ei au, deci fiecare are metoda lui de marinare a cărnii, sosurile lor, timp de câteva zile sau chiar săptămâni, depinde fiecare ce rețetă tradițională. Poate are. O să luăm de la fiecare, poate, câte da, ceva. Practic, na, coasta e coasta de porc, dar sosul diferă și te face să alegi ce mai bun. Am văzut că, ia uite-te, ăsta e ales numărul 1, Rex Royal, sos Royal, a fost ales în 2018 pentru cel mai bun sos. Da, ăsta e pentru porc, dar ăsta e pentru pui, vezi? Best chicken. Da, da, da. Deci ăsta e pentru pui și ăsta pentru coaste. Și acolo e pentru afumături, nu? Iar acolo, da, smokehouse. Smokehouse. Da, da, cam, o să... nu știu, sunt cam dezamăgit, așa ca să zic, față de alți ani, da. Ani unde era cu hoi de lume aici și chiar stăteam, luam mâncarea și mergeam undeva... Era un mese aici, da, toată asta era un mese, unde vedeți. Sau, și atât de mulți oameni erau că dacă ajungeai mai târziu, mâncai efectiv pe... Pe iarbă. Dar acum asta este, ne conformăm și noi. Uite, cred că au ajuns prietenii noștri. Uite, îi văd deja. Asta este. Așteptăm să ajungem mai aproape, dragilor, și să împărtășim acolo mirosuri, gusturi, impresii, prețuri și așa mai departe. Deja e o leșină aici, mai pot mă îndoi de poftă și de foame. Dar trebuie să mă mai chinui un pic până ajung la rând. Două de 60 sau de care? Da, nu știu, ia ce vrei tu. Ia, arată aici prețurile. Da, uite. Sunt niște mixuri aici de pui cu porc la $28 porc mic, $60 jumătate de pui porc, coaste, 130 coaste, 2 jumătăți de pui, porc și alte băuturi și sosuri. Deci nu vă zic cum miroase. Cumuri, peste cumuri. Cumuri, peste cumuri. Du-te tu-ți comandă, George, ca să mai pot urma eu. Da, cum vă spuneam, asta ați fost chiar acolo, pune sosuri. La fel de mare nebunie.
băieții lucrează aici la coase și eu să lucrez la coase. Aici nu cred că o să putem pune că e muzică. Da, e un pic de muzică, dar asta e. Hai, comandăm. Ce o să luăm? Ia vegetarian snack, man? Da. Deci, coșmar vegetarian. Coaste, pui și porc. Asta e coșmarul vegetarian, între ghilimele, bineînțeles. Ok. Da, gașcă, am fost atacați de niște viespi. Cred că sosurile sunt dulci. Da, am pus, mă rog, pungile cu mâncare în portbagaj. S-au adunat vreo 3-4 viespi deodată. Și ne-am chinuit un pic să le scoatem, să nu intre, să nu rămână în mașină. Gata, cam asta a fost festivalul, dezamăgitor. Mergem acasă să cinăm cu fetele și vă vom da rezultatul de acolo, cât de bun sau cât de rău. Sigur, asta este, ce să facem dacă încă e pandemie și n-avem mese, nu este niciun spectacol, nu sunt nici chiar așa de mulți comercianți ca în alți ani, da. Totul e schimbat și am avut așa un șoc, wow, când am văzut că e și puțină lume, dar na, important e că am ajuns și o să mâncăm ceva bunuț. Iar da, după cum vedeți, ia, uitați, suntem iar atacați de iar au venit viespile, gata, ne urcăm în mașină că ne atacă viespile. Ok, deci facem încheierea acum. Da. Deci tata și cu mama am dus mâncarea. Da, noi n-am fost cu ei. Da. Ei au venit cu mâncarea. So, noi facem încheierea. Deci nu știu ce au adus aici. Să vedem. Nu știu ce e asta. Ok, fasole cu pui și cu varză. Arată bine, cred că tot stă bine. Filmați? Da, wow. E tot la fel? Nu, am luat de la două diferite. Da. N-am știut ce e. Am luat la două diferite, o să vedem acum ce și cum. Hai să arătăm aici la gașcă. Da, asta cred că e la fel. Da, asta e la fel. Deci asta e coasta, puiul și asta e porc filoșe. E firișoare așa de... am zis la gașcă, așa. Iar asta la altă nu știu ce e. Cine e asta? Asta e. Este tot coastă, cu salată și sos. Cu salată și niște fasole aici. Fasole, da. Și aici nu știu cine mai dat. Ia să vedem ce acolo. Tot carne de porc. E ca o musaca. Trebuie să vedem acum ce facem cu ea, pentru că noi nu prea mâncăm carne de porc. Hai să gustăm așa, să vedem. Sunt foarte buni. Dar aici ce mai ai? Ia uite, mai ai încă două. Da, sunt la fel. Nu e nicio problemă că, na, vă imaginați că nu o să mâncăm toată asta în seara asta. O să gustăm un pic din fiecare, mai punem în frigider. Și cam asta e. De-abia aștept să gust. Dar uite, chiar am să gust. Da, arată foarte bine și e foarte bun. Deci, excelent. Gustul excelent. Coastele excelente. Ia să vedem și puiul. Puiul se topește în gură. Așa că nu vă mai ținem mult, gașcă, pentru că noi suntem rupți de foame. Deci azi toată ziua v-am zis n-am mâncat. În ideea că o să mergem la festival, o să stăm frumos la o masă, o să mâncăm cu prietenii, o să stăm acolo să mai punem țara la cale. Din păcate, n-a fost să fie. Nu a fost să fie, îmi cer scuze, vorbesc cu mâncarea în gură. Așadar, dragilor, ca să nu mai lungim, că și nouă ni se lungește burțele de foame,
urtiți. Ni se lungesc. Lungesc, așa. Sorry, mai fac greșeli. Tot de foame. Acceptabil, tot de foame. Așa, dragilor, noi vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, că ne susțineți, că dați like-uri, în fine, toată nebunia asta pe care o facem noi aici. Așadar, vizionare plăcută și vă așteptăm la următorul vlog. Bye, gașcă! Toate cele bune, vă iubim!